Societatea de Administrare a Participațiunilor în Energie SA, Autoritatea Feroviară Română AFER, Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR, Conversmin SA, SNT FC CFR Călători, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, Smart SA, sucursala Timișoara. Dacă... Vă mulțumesc. Dacă are ceva la obiectul reglementare, aveți ceva de spus. Dacă ceva la obiectul reglementare... Nu aveți ce legătură au astea cu obiectul reglementare a legii. Nu are nicio legătură cu obiectul reglementare a legii. Vă mulțumesc. Domnul Colen Coleșa Alin Ilie. La obiectul de reglementare, domnul Simion. Domnul Alin Coleșa, dacă doriți să intervenim. Evident autorizate. Se interzice doar producerea de alimente tradiționale incluse în registrul național al produselor tradiționale. Probabil că fiecărui produs din această listă, registru, îi poate corespunde un alt produs neclasificat ca fiind tradițional, deci ca atare producerea în sine folosind... Fără să existe o prevedere regulamentară care să mă oblige să cobor de câte ori vreau să iau cuvântul, fac asta pentru a aduce un pic de liniște într-un moment extrem de tensionat. Nu am niciun fel de satisfacție atunci când se proferează injurii la tribuna Parlamentului, în această aulă, oriunde ar fi. Vreau să înțelegeți că atât colegii mei, cât și colegii de la celelalte grupuri parlamentare ar trebui să avem un limbaj adecvat acestei țări. La începutul ședinței, un domn deputat, rusofil așa, căruia nu merită să-i pronunț numele, a venit și mi-a spus, am să o violez pe Măta. Așa mi-a spus acest individ la începutul ședinței și poate că și reacția mea a fost una vehementă și poate că prestația mea după acest moment nu e cea pe care ați fi așteptat-o. N-am vrut să vin chiar dacă citez un astfel de personaj abject, n-am vrut să repet ceea ce a spus acest individ. Vreau să înțelegeți că fiecare dintre noi suntem oameni. Avem limita de suportabilitate atât cât o avem. Nu pot sancționa un personaj care se comportă de 3 ani de zile în felul acesta. N-ai ce să-i faci. Singurii care pot să sancționeze se află la Moscova, e adevărat. Mulțumesc. Suntem în plin dezbatere, nu aveți procedură. Eu am intervenit în numele grupului PSD, domnul Simion. Doamna Prună pe numele grupului USR, la următorul proiect, aveți dreptul. Evident, la obiect. Și stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale. PLX 475. Un vorbitor pe grup, domnul Simion. Procedură de urgență. La final, pe ce? Pe ce să vă dau? Că trebuie la replică pe cer, că nu v-am folosit numele. Am spus un rusofil, n-am zis de dumneavoastră nimic. O să vă rog frumos să nu mai tăiați microfonul, pentru dacă că... Dacă nu vorbiți la obiectul reglementare... Da, eu v-am avertizat. Puteți să mă avertizați. Dacă nu vorbiți la obiectul reglementare, vă tai cuvântul. La obiectul de reglementare este o inițiativă foarte bună a parlamentarilor de la Forța Dreptei de a desființa un minister, pentru că aveți rude, aveți prieteni în câte 6-7 consilii de administrație. Și mai devreme mi-ați tăiat cuvântul, pentru că voiam să dau numele unei astfel de rude. Instituțiile inutile din cadrul statului român fac obiectul acestei inițiative legislative, iar felul dictatorial în care aruncați fumigene în spațiu public, minciuni, spuneți public numele, nume și prenume, aduceți dovezi. În rest, aruncați fumigene ca nu cumva să se vorbească despre fratele dumneavoastră Vitreg. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Nu v-am dat numele, că nu m-am gândit la dumneavoastră, dar dacă vă simțiți rusofil și cel care a jignit... Are două salarii, fratele tău Vitreg, domnul Nicolae Popu. Două salarii de la stat. Caută documentul exact. Și bilă, Gerard Simoni, cu care faci business-uri imobiliare. El a avut la adresa. Vă zic eu, el a avut la adresa. Am să o violez pe Măta, mi-a zis, citez.
Eu am probe spre deosebire de domnul Simon. Eu am probe. Nu am probe, nu m-a lăsat să stau într-o astfel de jeg uman, ca să știți. Uitați. O astfel de scursură, o astfel de scursură a societății, nu merită să fie intervievat, cu atât mai pot să stea lângă mine. Mințiți cu nerușinare. Dar veniți aici, de ce vă ascundeți de presă? Veniți aici. Din plen, cineva întreabă la ce mamă vă referiți. La ce s-a referat? Eu am vrut să vorbesc despre cazul fratelui Vitreg al domnului Simonis. Vă pun la dispoziție întregii prese, invectivele, le-ați văzut și dumneavoastră. Acest domn este președintele Camerei Deputaților. Dar ce spus când ați am înțeles asta, bun. Dar de ce, de ce i-am spus despre domnul Nicolae Cristian Popovici, fratele lui Vitreg, care are 6 consilii de administrație și 2 salarii înainte la stat. Înainte de asta, domnule Simion, v-ați dus când nu i-a lăsat cuvântul domnului colegului dumneavoastră și atunci a auzit din sală ce? La ce mamă vă referiți? Asta a fost întrebarea din sală, deci clar a fost vorba despre o mamă. Atenție! Marta cu i-a zis, nu știu. Avem înregistrările și vi le punem la dispoziție. N-ați pentru... spus nimic. Ba, da. Ce ați spus? Prețile dumneavoastră. I-am spus că trebuia să ne lase să vorbim. În domnul Simonis ascunde averea fratelui său Vitreg, domnul Nicolae Popovici. De unde s-a ajuns la acel cuvânt de mame din ambele părți? La tăierea microfonului care s-a produs în momentul în care voiam să vorbesc despre Nicolae Cristian Popovici, fratele Vitreg al lui Simonis. Căutați numele acestui Nicolae Cristian Popovici. Așa. Și veți vedea cine este atunci acest președinte. Atunci când v-a tăiat microfonul, ce ați spus? I-am spus că vreau să vorbesc. La cenzurat sau nu? Nu. Dar ce ați spus în afară de Popovici? Ce a spus? Lăsați-mă să vorbesc, domnule președinte. Și mi-a zis, uitați cum a zis, scursură. L-ați făcut și nesimțit că asta s-a auzit pe cameră. Sigur, nesimțire nu e o înjurătură. Deci când a spus că ați spus, am venit să o violez pe mătă. Nu există domnul așa Simonis? Ceva. Minte și vă pun la dispoziție. Se aude cuvântul mama, acolo unde se aude cuvântul... Pentru că m-a înjurat, doamnă. Ce v-a zis, domnule? M-a înjurat. Nu se poate reproduce de morți și de mamă. Președintele Camerei Deputaților, deci vă pun la dispoziție. Deci el este cel care a rostit invectivele, nu dumneavoastră? Vă pun la dispoziție înregistrarea să judecați dumneavoastră. Și ați răspuns la fel? Mi-ați răspuns la vreodată. I-am zis nenorocitule sau ceva, nemernicule, ceva de genul. Domnule Simion, vi se pare normal limbajul acesta? Fratele lui este fratele lui, consilii de administrație sunt consilii de administrație. Are 6 consilii de administrație și 2 salarii la stat. Una este, alta este atâta limbajul, deși vodii, ordinarurile, nesimțitule, la tribuna camerei. Sunteți un exemplu pentru românii care sunt la televizor. Exact, asta am și postat pe Facebook. Și credeți că eu sunt un exemplu limbajul dumneavoastră? Cu siguranță nu. Ok. Mulțumesc.